ocazia Zilei Internaționale a Teatrului de Păpuși, sărbătorită în fiecare an, pe 21 martie, noi cei din echipa emisiunii Fii Tânăr am decis să facem o vizită actorilor păpușari din Chișinău, pentru care Teatrul Licurici a devenit a doua casă. Nina Lefter, actrița cu suflet mare și experiența de peste 10 ani în teatru, ne-a explicat cum prind viață păpușile din spectacole și totodată și-a felicitat colegii de breaslă cu prilejul zilei lor profesionale. În Teatrul de Păpuși putem vorbi despre o noblețe a modestiei, pentru că aici vedetele sunt ele, păpușile. Cu talent, răbdare și cu dragoste pentru copii, actorii mânuitori ai păpușilor animează zeci de personaje, dăruind publicului său zâmbete, bucurie, dar și înțelepciune. Nina Lefter este una dintre actrițele care, odată ce a pășit pragul Teatrului Licurici, și-a găsit rostul pentru toată viața. Desigur, avea să afle acest lucru mai târziu. Am ajuns la teatru când păpușile Ninei se odihneau, iar eu am profitat să o descos pentru a afla câte mai multe detalii din viața unei actrițe care animă orice păpușă în funcție de rolul obținut. Cum ai ajuns să devii parte din echipă și să și rămâi aici atâta timp? Probabil că fiecare dintre noi, știi, uneori ne aduce vântul sau destinul, da? Acolo unde nici nu gândești, nici nu bănuiești, dar acolo unde îți vei regăsi oarecum personalitatea ta și momentul creativ, să zic așa. Uite, așa s-a întâmplat și cu mine. În lumea păpușilor, oarecum trebuie să recunosc, mi-am regăsit copilăria. Și atunci când îți regăsești copilăria, ești copil, te simți copil, joci ca un copil în scenă, nu mai vrei să pleci din copilărie, fii de acord cu mine. Și atunci, de 15 ani sunt în teatru și dacă bunul Dumnezeu o să vrea și o să am și sănătate, voi fi și de acum încolo. Ce emoții te-au încercat când ai venit pentru prima dată la un spectacol aici în teatru? Bineînțeles, emoții frumoase, nu pot să-ți răspund altfel, da? Dar se întâmpla la 16 ani, cred că 16 sau 17, când învățam la Colegiul de Arte din Soroca. Așa, am venit cu trupa de acolo, am intrat în holul ăsta imens, frumos, extraordinar. Nu mai fusesem până atunci în teatru de păpuși. Am ajuns și am nimerit la spectacolul Pinocchio. Uite, păpușa este din spectacolul cu același nume. Înainte de spectacol a ieșit Titus Jucov, ca de obicei vorbea cu spectatorul, îi pregătea pentru următorul spectacol sau pentru ceea ce urma să fie în scenă. Deci prima dată la un spectacol, în Teatru de Păpuși Licurici, în față iese zeul templului, Titus Jucov anunță spectacol, actorii ies în scenă, joacă și în timp ce are loc acțiunea în scenă mă gândesc, Doamne, ce mult îmi doresc să ajung în teatrul ăsta. Păi, s-a întâmplat. Peste vreo 6 ani, cred că, s-a întâmplat să ajung în Teatrul Licurici. De acolo și până ajunge în Teatrul Licurici, a trecut, cum s-ar zice, știu, o imensitate. Nici nu bănuiam. Dar uite, ceea ce iubești cu adevărat și dacă cu siguranță îți faci visuri, ele se împlinesc. Probabil ți s-a întâmplat și ție. Probabil li s-a întâmplat și celor care ne văd astăzi. Să-și facă de mici niște visuri, și nici nu observi. În timp, aceste visuri se materializează. Poate un pic altfel decât cum ți-ai dorit, dar oricum se întâmplă. Deci nu ezitați să visați! Teatrul de Păpuși a acapărat-o pe tânăra actriță pentru totdeauna și a adus ulterior nesfârșite bucurii. Care a fost acel prim rol în care ai intrat și care te-a fascinat totodată? Primul meu rol a fost în Rățușca cea urâtă, montat de Titus Jucov, regretatul Titus Jucov. Am jucat rolul Lebedei Clara,
de care se îndrăgostește cumva Rățușca cea urâtă. A fost o experiență extraordinară, plină de emoții, de altfel primul rol în teatru cu păpuși. Eu nu făcusem până atunci o facultate. Așa, eu am făcut-o aici, venind deja în teatru. Un rol pozitiv, pe cât de pozitiv, pe atât de emoțional, un rol care oarecum m-a integrat în această familie Teatrului Curici. Ai numărat câte roluri ai interpretat până acum? Un actor păpușar, chiar într-un singur spectacol, poate să facă mai multe roluri, deci chiar și 5 și 10, deci pot fi mai mult de 30 de roluri. N-am stat să fac o statistică, dar cu siguranță sunt. Secretul reușitei unui rol constă în magia mâinii cu care actrița animă păpușa, armonia dintre ea și păpușă, armonia dintre mișcarea păpușii și vocea ei, care poate căpăta cele mai diverse tonalități. Ai avut roluri care, uite, nu ți-au convenit? Chiar acum sunt în așa o perioadă. Trebuie să-mi introduc într-un rol care nu chiar îmi convine. Dar un actor, cum spunea regretatul Titus Jucov, nu are dreptul să refuze rolurile. Un actor profesionist va face tot posibilul să nu simtă spectatorul, ba chiar nici regizorul din sală, că lui nu-i place rolul. Un actor trebuie să-și iubească rolul. Și eu întotdeauna, chiar dacă simt pe alocuri că mai nu e al meu rolul ăsta, încerc să găsesc ceva ce aș putea să-mi atribuiesc, da? Din acest rol. Mă îndrăgostesc de păpușă, mă îndrăgostesc de text, dar câteodată chiar de partener, da? De personajul partener, să zic așa. Și atunci mă ajută cumva să mă concentrez și să realizez acest rol. Nu există roluri care să nu ne placă, bănuiesc eu până la sfârșit. Poate la început ți-e frică să te apropii de acest rol. Poate nu am mai făcut așa roluri, știi? Chiar acum, discutând cu tine, eu îmi dau răspuns la întrebările mele. Care e acest rol? Rolul e a unui băiețel, Radu, din Pomul lui Goriță, după Ion Dordiev. Un spectacol foarte drăguț, care prinde la public, mai ales copiii sunt îndrăgostiți, bineînțeles, publicul țintă. Așa, e un rol extraordinar, deci orice actor și-ar dori să joace așa un rol, știi? Chiar dacă este unul pozitiv, ori eu, fiind de caracter, îmi doresc impulsivitate, îmi doresc acțiune. E mai puțin aproape de mine un personaj pozitiv, dar iarăși un actor trebuie să facă orice rol. Un actor bun, un actor profesionist trebuie să facă orice rol. Bineînțeles, fiecare actor în procesul de muncă mai găsește niște obstacole. În momentul în care lucrezi asupra unui personaj, este evident să găsești momente în care nu ești de acord cu acest personaj sau nu prea ți este aproape. Ca într-un final, să-ți găsești rolul așa cum tu ți-l dorești și cum îl vezi tu, bineînțeles. Ziceam la un rol pozitiv, întotdeauna trebuie să-i găsești acea sămâncioară care zace în fiecare om și neapărat iese la un moment dat. Un rol pozitiv nu înseamnă neapărat numai pios să fii, capul plecat, liniște și așa mai departe. Nu. Un rol pozitiv trăiește cu toate relele și cu toate bunele de pe acest pământ. Copiii din sală trebuie oarecum să se vadă cumva în această istorie, da? Mai ales că Pomul lui Goriță e o istorie despre doi copii. Unul cu minte, ascultător, altul zburdalnic, chipeș și așa mai departe, care năzbutios, care nu ascultă de ceea ce a spus tata. Unul îngrijește de pomul său, celălalt nu îngrijește. Celălalt, dimpotrivă, își face o praștie, împroașcă vrăbiuțele, așa, de-a lungă din copacul lui și așa mai departe. Ca până la urmă povestea să ne arate că totuși trebuie să fii muncitor, trebuie să fii ascultător, că ceea ce ne-a lăsat tatăl, că pomul e ca și omul, se vrea îngrijit ca să crească mare. Înțelegi? Ori nu trebuie să lenevim, ori trebuie să muncim dacă vrem să ajungem cineva în această viață. Iar eu și vrăbiuțele nu putem salva.
Teatrul de păpuși este cel mai vechi gen de spectacol. Pe durata existenței, la Licurici au fost montate sute de spectacole după cele mai renumite povești. Un spectacol poem, poezie, un spectacol deopotrivă și pentru cei mici și pentru cei maturi. Ori teatru de păpuși este și pentru cei mari. Copiii văd nemijlocit povestea în scenă, iar cei maturi citesc mesajul ascuns al poveștii. Trebuie să recunoaștem că basmele, poveștile ne sunt de mare învățătură. Așa, cu ele creștem, de altfel. Noi suntem cei care cumva creștem spectatorul pentru teatru dramatic, știi? Colegii noștri chiar ar trebui undeva să ne mulțumească. Cumva îi pregătim, da, 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 da. Da. Și mi-ar place, uite, din acest spectacol, pentru că e acel spectacol unde sunt mai multe roluri. Despre ceea ce spuneam eu, și un vrăbioi, așa, îndărătnic, iscoditor, care nu-ți dă pace, da, întotdeauna. Și o vulpe vicleană, care știe ce vrea cu siguranță, da? Și un cocorică neajutorat, în care copiii aruncă cu piatra și el trebuie să ierneze aici. Teatrul Republican de Păpuși Licurici din Chișinău a fost fondat în anul 1945, însă din anul 1966 a devenit membru al UNIMA, cea mai veche organizație non-guvernamentală a teatrilor, Union Internațională de la Marionetă, înființată în anul 1929, afiliată în prezent la UNESCO. Ne bucurăm foarte mult că Teatrul Licurici este membru UNIMA, Uniunea Internațională a Marionetiștilor. Pe această cale menționăm că 21 martie este Ziua Internațională a Păpușarului, de altfel cumva inclusă de cei de la UNIMA. De fapt, inițiativa vine din partea unui teatru din Iran, încă din 2000, și a fost aprobată abia în 2001, iar din 2003 se sărbătorește. Deci noi, păpușarii, avem și noi această zi a noastră. Pe această cale îi felicit pe colegii mei de breaslă, le doresc inspirație, sănătate, dragoste și, nu în ultimul rând, credință. Ori credința ne ridică pe cel mai înalt piedestal.